Președintele PSD, Liviu Dragnea, a analizat și validat în ședința Comitetului Politic Executiv al Partidului listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Pe lista județului Neamț au intervenit câteva mutații de ultimă oră. Iată ordinea pe liste pentru primele locuri în Senat. Tabelele care vor fi astăzi semnate către președintele Partidului Liviu Dragnea la București, după ședința Comitetului Executiv, sunt în următoarea formă. La Senat, doamna Arcan Emilia, domnul Dan Manoliu, apoi este doamna Vârlan, este doamna David, nu, scuzați-mă, doamna Vârlan e la cameră, domnul Borceanu Adrian, doamna David Ramona și încheie lista consilierul Dețean Pavel de la Bicari. Pentru Camera Deputaților, lista este deschisă de deputatul Ioan Munteanu, urmat de candidați din toate zonele geografice ale județului. Targetul electoral al PSD Neamț rămâne unul foarte ridicat, vizând cel puțin 2 mandate la Senat și 5-6 la Camera Deputaților. La cameră eu deschid lista, Pavel Gabriel îl cheamă, eu deschid lista la cameră, după mine vine domnul Andrușcă Dan de la Târgu Neam, apoi domnul Ciprian Șerban, președintele organizației de tineret, apoi Alexandru Rotaru, fostul președinte al organizației de tineret, pe locul 5 vine domnul Ivtime Nicolae, fostul șef de la arme și muniții pe județ, acum pensionar tânăr, după dânsul vine domnul Stan Viorel, și lista continuă, noi ne-am propus până la domnul Stan inclusiv să câștigăm și dincolo 2 mandate de senat. Conform legii electorale, care a fost modificată după eșecul din 2012 al alegerilor pe colegii uninominale, județul Neamț va avea o reprezentare parlamentară de 8 deputați și 3 senatori.